trebui să le dau contul dacă au zis că 1 milion de euro pot duce. Vă spun vouă ce trebuie să vă spun, dar vă spun dinainte dacă vreți. De ce trebuie să așteptați? Ce faptă sunteți dumneavoastră? Nu. Nu există o persoană. Nu, eu nu vreau să nominalizez pe niciunul dintre ei. Domnul Țuțuianu. Și unde? Trebuie să spună dânsul unde. Întrebați-l pe el. Trebuie să povestească dânsul mai multe. Dacă ar fi după mine, eu aș cere excluderea unor persoane, nu chiar la toți. Nu chiar a tuturor. Dar nu sunteți mai exact, ale cui? Nu, uite, nu vreau să zic acum ale cui, dar... Robert Negoiță ar trebui sancționat foarte, foarte dur dacă ar fi după mine, pentru că a fost niște afirmații foarte grave, de genul că susține manifestanții din Piața Victoriei și că dânsul nu e primar PSD, e primarul tuturor oamenilor. Dar uita că l-a pus PSD-ul acolo. Așa și v-a zis că nu, că de față de declarațiile mele de firă, el nu vrea să comenteze, că eu sunt un nimeni pentru el. Și mi-am dat eu ocazia să spun. Păi el are, la 30 de ani, a făcut aloc bacalaureat, nu facultate. Eu nu știu dacă are facultate, voi știți care are facultate? Discutăm. 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 Așteptați. Da. Bravo, Gianino. Eu încep să știți. Bună seara! Sunt absolut sigur că știți că am avut o ședință a Comitetului Executiv Național. Spus prea mult, s-a mințit prea mult în ultimele 10 zile, s-a manipulat prea mult în ultimele 10 zile și nu aveam de ce să nu supun la vot o cerere foarte importantă. De fapt, esența acelei scrisori, pentru că de fapt aia era miza. Au fost 10 voturi să facă un pas lateral din managementul politic al Partidului Social Democrat, 39 de voturi să continue domnia sa și o abținere. Au votat 8 împotriva lui Liviu Dragnea, o abținere și 55 pentru. Doar o precizare aritmetică. 56 de colegi au votat pentru susținerea continuării mandatului de pe mine. 8 voturi au fost împotrivă și o abținere. Nu contează numărul de voturi, ci contează că ne-am putut exprima, că am adus argumente pro și contra și unii și alții. Și inclusiv din punct de vedere statutar, era foarte clar că la acest comitet executiv nu se putea obține plecarea domnului președinte Dragnea. De ce sunteți atât de cerat? Cine v-a supărat până la urmă? De ce n-ați mai votat scrisoarea pe care ați inițiat-o chiar dumneavoastră? Sigur că mi-aș dori ca...
Aștept. Ne-așteptați să ieșiți doar de doamna premier. Dar nu cred că a ieșit doamna premier. Bun. Au avut întâlnire cu organizațiile în județe. Majoritatea dintre ei m-au sunat în timpul acelor ședințe, au pus telefonul pe speaker, mi-au cerut să nu care cumva să renunț la funcția de președinte al partidului. Un coleg din cei care a ieșit mai devreme m-a întrebat, a spus că el a citit scrierile lui Sun Tzu și privind arta războiului. Am citit și eu, am citit de mult și de multe ori. Și când trebuie să deschizi multe fronturi. Nuanța este alta. Nu noi am deschis fronturile. Fronturile erau deschise și nu numai împotriva noastră, ci împotriva întregii societăți românești. Un partid nu înseamnă un om. Ar fi foarte grav să fie așa. Vorbim despre faptul că ar trebui să dezbatem un partid, dar de fapt nu dezbatem. Toate lucrurile care s-au întâmplat în săptămâna asta, avem cu toții de învățat. Nu poți să iei mandat la organizație că susții pe președintele Dragnea și tu să voteze împotriva lui. Că nu poți să faci așa ceva. Acolo tu nu ești pe persoană fizică, ai un mandat de la toți membrii organizației. Și o să auzi ce spun cei de la Mehedin și cei de la Caraș, ca să te convinge simplu că impostura e mare la noi.